Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom cunoaște o tânără din Hunedoara, care ne arată că există și români valoroși și foarte apreciați în străinătate. Haideți să o cunoaștem pe Laura Crăciun! Are doar 25 de ani. A studiat inteligența artificială în Marea Britanie și a proiectat un sistem de monitorizare pentru liniile subterane de transport marfă ale Londrei. Și-a pierdut mama încă de când era mică, dar i-a promis acesteia că nu va renunța niciodată la visele ei. Ea este Laura Crăciun, iar mai multe ne povestește chiar acum. Încă din liceu îmi doream foarte mult să mă duc în Marea Britanie. Aveam foarte mulți prieteni care mergeau pe acolo și mi-arătau poze, nu neapărat în Sheffield, dar în alte țări. Și mi-am dorit și eu să fac același lucru. Să cunosc altă cultură, să cunosc alți oameni, să văd cum este acolo. A fost o foarte mare provocare pentru mine, cu foarte mult studiu. Am încercat să învăț cât mai bine la școală, pentru că mi-a și plăcut. Și așa am mers. Cum a fost admiterea la o universitate de dincolo? A fost diferită, foarte diferită față de o admitere în România, pentru că am aplicat singură online prin organizația UCAS și acolo mi-au trebuit notele chiar din clasa 1, notele de la capacitate, notele de la bacalaureat, deși doar cele din urmă au contat pentru admitere. Mi-au trebuit recomandare din partea unui profesor, în cazul meu a fost una profesoră de engleză, Ruxanda Roșu. Mi-a trebuit un personal statement, unde trebuia să expun de ce îmi doream la Sheffield, de ce inteligența artificială, ce cred eu că pot să aduc acolo, pur și simplu să îi conving că merit să studiez la ei. Și cam atât a fost partea de aplicație. Am urmat după aceea un open day la Sheffield, unde am avut parte și de un interviu informal. Am fost acolo, am rămas pur și simplu, mi-a plăcut foarte, foarte mult, am rămas profund impresionată și mi-a plăcut așa de la bun început, am simțit că oamenii sunt foarte calzi cu mine și m-a simțit binevenită acolo. Interviul a fost cu domnul profesor Yoshi Goto, care mi-a studiat aplicația, el era atunci director de admisii. Tremuram toată, vă spun sincer, când m-a dus doamna secretară la el și el mi-a spus, Laura, liniștită, nu-ți fă nicio problemă și să-mi spui, te rog frumos, pe nume. Mie mi-era foarte greu să spun pe nume, aici obișnuită cu domnul profesor, doamna profesoară, și eram așa, ziva interviu, știu că se întreabă tot felul de chichițe, de probleme de matematică, de logică, eu eram acolo foarte bulversată, însă el mi-a spus, uite, ți-am studiat aplicația și m-am gândit să-ți ofer locul. Ai întrebări să-mi pui? Și eu zic, vai, nu-mi venea nicio întrebare pe moment.
Însă zic, dacă îmi dați 5 minute, cred că o să vin cu 100 de întrebări, nu numai una. Între timp, domnul profesor mi-a spus, uite, mai sunt studenți români aici, nu vrei să vorbești cu ei, să discuți, să-i întrebi. Parcă încerca cumva să mă convingă să mă duc acolo, deși asta îmi doream eu, îmi doream tare mult, zic, nici nu am nevoie să fiu convinsă. Și mi-a plăcut tare mult, i-am zis că, uite, vreau să iau legătura cu studenții, să discut cu ei, ceea ce am și făcut. Și, da, am primit atunci, chiar pe loc, mi-a spus, uite, te-a acceptat și în câteva zile vei primi răspunsul oficial pe internet. Laura își aduce aminte că a fost fascinată de roboți încă din copilărie. De ce inteligența artificială? De ce inteligența artificială? Am fost fascinată de roboți încă de foarte mică. Aici îl învinuiesc, să zic așa, pe tatăl meu, pentru că el, fiind inginer carbochimist, călătorea foarte des în Germania, avea un parteneriat, combinatul cu o firmă de acolo. Și îmi povestise când eram mai micuță, eu, nu mai știu, 4 ani, cam așa, 4-5 ani aveam, și el a fost primul care mi-a zis că a vizitat o fabrică unde se făceau cărămizi. Și acolo erau roboți care lucrau și nu erau oameni, erau doar un operator care avea grijă de ei. Și eu eram fașt, cum adică robot? Și eu la robot. Și tata mi-a spus, pe uite, o mașinărie care seamănă așa cu un om, care face treaba asta. Și am devenit foarte fascinată, cum adică, cum, de ce, cum poate un om, că doar un robot nu are un creier, cum poate să facă așa ceva. Și am rămas așa, tot cu roboții eram. Și încă un lucru care, mi se pare că după vreun an, nu știu, nu mai rețin cum s-a întâmplat, însă întrebasem pe tati cât era ceasul. Și tati mi-a spus, vezi, sună la robot, iară cuvântul robot, cum adică să sună la robot, ce robot? Și nu mai știu, era la Rom Telecom atunci, pe vreme era un număr, nici nu-l mai rețin, sun, și era o voce din aceea, adică era chiar la începutul roboticii și a sintetizării de sunet, însă m-am speriat atât de rău când am auzit, încă pur și simplu am închis telefonul și m-am ascuns după ușă. Și câți ani aveai atunci? Vreo 6 ani, cam așa. Și tati, ai sunat la robot? Zic, da. Dar ce ai pățit? Zic, băi, așa de voce urâtă are, Doamne, m-am speriat, nu vreau să mai aud de robot. Era și eu un fel de distorsionare a sunetului pe vremea aceea și parcă era din spațiu vocea aia care vorbea cu mine. Însă am continuat, am fost mereu pasionată și tot cum poate un robot, de ce? Și am continuat și la școală, mi-a plăcut matematica foarte mult și biologia. Am avut slavă cerului profesori foarte buni și care am încercat să îmbin în liceu matematica cu biologia, pentru că până la urmă despre asta vorbim în robotică. Tânăra hunedoreancă a început să lucreze cu roboți încă din primele sale zile ca și studentă la Universitatea din Sheffield. Iar în prima săptămână de la Sheffield, din anul întâi, am avut competiția de fotbal cu roboți. Și primisesem acasă o scrisorică cu instrucțiuni cum trebuia și eram așa, wow, deja cu roboței, nu venea să cred, erau niște roboței foarte micuți, Mindstone, pe care Lego îi face. Și a trebuit să-i asamblăm, era doar o bucată, era cărămida inteligente, spune, care avea un microchip și un ecranaș așa micuț cu butonele și trebuia noi să-i asamblăm astfel încât să poată să atingă mingea cumva. Și am avut și o arenă specială pentru ei de fotbal cu poartă, am avut și o cupă. Acum arena aceea este una foarte mare, este un laborator cu arenă, aceea era mobilă atunci în anul întâi. Și eram toți grupați, toate specializările, pentru că am avut ca un fel de diriginte, un personal tutor, care a avut grijă de noi și încă, da, așa a terminat acum activitatea, pentru că noi am terminat. Și trebuia să punem roboții să joace fotbal între ei. Ei, au făcut ei ceva pe acolo, însă numai fotbal n-au făcut, pentru că s-au bătut la un moment dat, se loveau dădeau unul în celălalt. Și până la urmă, unul dintre ei a reușit să iasă din bătaia respectivă și a atins mingea și a intrat în poartă. Dar a durat cam mult, cam jumătate de oră a durat. Inteligența artificială nu a fost însă prima experiență de facultate pentru Laura.
Prima încercare de înscriere la Universitatea din Sheffield s-a soldat cu un eșec, pentru că Laura a dat un test de limbă engleză care nu era acceptat de facultate, testul Cambridge. Pentru că nu mai era timp pentru alt test, tânăra s-a înscris la Facultatea de Farmacie din Arad. Anul următor a susținut testul care trebuie și a ajuns studentă la Sheffield, la biochimie. Însă, din păcate, această specializare s-a dovedit că nu este deloc pe placul Laurei. Visul ei era altul. Iar acest lucru i-a îngrijorat mult pe părinții ei. Când au auzit părinții mei că tu ce faci? Zic, nu-mi place. Și tu ce o să faci tu acum? Zic, uite, aplic la inteligență artificială. Dar cum, că-ți mai ia, tu nu o să mai termini niciodată o școală. Se temeau foarte tare, erau foarte speriați și ce o să faci cu tine, ce se întâmple cu tine, că tu nu o să mai faci nimic, erau tare necăjiți. Și zic, nu, știi ce fac eu? Aplic la inteligență artificială, rămân aici și fac, m-am înscris la Open University, universitate din acesta la distanță, unde am făcut un curs de 9 luni de engleză academică, pentru că n-am considerat că engleza mea era foarte bună atunci, am zis, nu, eu nu vin acasă, eu nu mă întorc acasă cu coada între picioare, pentru că eu pot. Și de data aceasta eu am să reușesc. Și am făcut 9 luni acolo, între timp intrasem la inteligență artificială și chiar am terminat cursul de engleză, cred că prin august, și școala am început în septembrie la Sheffield. Și am ținut și certificat în limba engleză până atunci de la universitate, care l-am luat cu note foarte mari. Într-adevăr, a fost un moment în care părinții tinerei s-au îngrijorat în ceea ce privește viitorul ei. Dar acum sunt foarte mândri de Laura. Laura ne-a povestit că dumneavoastră ați influențat-o oarecum în domeniul acesta al roboticii. Da, de când venisem din Germania, am fost la o firmă la Gröningen, în Germania, o fabrică de refractară și am fost foarte impresionat de... Am văzut un robot uriaș adevărat. Făcea toate muncile de control tehnic de calitate la cărămizi, le sorta, le împacheta și am zis, nu se poate așa ceva. Și era chiar în mijlocul orașului. Era cel mai vechi oraș din Germania cu universitate. Și i-am povestit, ea era foarte micuță pe vremea aia, dar era foarte interesată. În ce an era asta? 1992. Pe vremea aceea, la noi, cred că nu prea se auzise de roboți. Nici nu se auzise și ei deja lucrau cu roboți industrial foarte mari. Superb. Am rămas toți impresionați din delegație care am fost la Gröningen. Când v-a povestit că vrea să meargă în Anglia, ce ați spus la facultate? Eu am fost de acord cu ea, că în tot timpul am lăsat să facă ce vrea și doar am canalizat-o. Dacă e bine, e rău, ce face? Și ne-am înțeles perfect pe această problemă cu ea. Deci am fost, într-adevăr, întotdeauna de acord cu ea. Nu v-ați îngrijorat puțin când ați auzit că a început aici o facultate, nu i-a plăcut, a început una dincolo și nu i-a plăcut? La un moment dat, da, eram îngrijorat. I-am zis, nu se poate, dacă renunți la un an și aia, da, bun, dacă tu vrei să faci aia, fă-o și, pe urmă, tragi tare, că n-ai ce să faci. Și a făcut și de engleză universitară, 9 luni și, pe urmă, s-a descurcat foarte bine. Asta înseamnă că trebuie să-ți urmezi visele. Da, întotdeauna. Eu, pe principiul ăsta, să faci ce-ți place. Întotdeauna. Deci, ca părinte, că să treci prin chestia asta, să îi impui la copil să facă ce vrea părintele, nu e bine. Deci, ce îi place să facă, asta e totul pentru bucuria unui părinte. Mili Crăciun, mama vitregă a fetei, cea care a crescut-o pe Laura după decesul mamei, este și ea la fel de mândră. Dumneavoastră ați crescut-o pe Laura încă de mică. De la 9 ani. Laura este un copil, a fost un copil cu minte și este în continuare. Nu mai este chiar copil, este o domnișoară.
E un copil, cred, care orice părinte și-l-ar dori. Când ați auzit că vrea să studieze dincolo, cum ați reacționat? Eu vreau să facă doctoriță și de aici s-au tras toate. Ea nu a vrut deloc, dar mă bucur că a ajuns aici și mă bucur pentru ea. Deci dacă ea ajunge, este bine și noi suntem bine. Eu am fost cu ea la Sheffield, am însoțit-o doar că ea cunoștea limba, dar mă bucur pentru ea și mă bucur că a ajuns aici. Cum e acolo? Cum ați văzut lumea de acolo? E o altă lume. Total diferit de ceea ce este aici. Când ajungi acolo, ești într-o altă lume. Când te întorci aici, ești puțin dezamăgit. Oamenii sunt altfel, oamenii sunt mai veseli, mai... La noi toată lumea este tristă, toată lumea e nervoasă, toată lumea este agitată. Deci nu vă pare rău că a făcut o facultate dincolo și nu a terminat aici farmacia? Nu. Deși eu vreau să fie doctoriță. A făcut ceea ce și-a dorit și sper să reușească în continuare să facă doar ceea ce îi place. Cum o vedeți în viitor, peste 10 ani, să zicem? O tânără frumoasă care călătorește și are o viață frumoasă. În ce domeniu lucrează? În domeniul informaticii, că asta și-a dorit. Să sperăm că va fi bine și va reuși în viață și să fie mereu de ambițioasă, să ajungă cât mai sus. Laura povestește cât de bine văzuți sunt românii în mediul universitar din Marea Britanie. Mi-a fost foarte ușor la matematică, foarte, foarte ușor am ajuns să le și ajut pe colegii mei englezi, că nu știau să facă nu știu ce. Eu îi ajutam la tablă, scriam, pe uite, facem așa și așa. Cum sunt percepuți studenții românii acolo? Foarte bine, foarte, foarte bine. Suntem iubiți, pur și simplu, cel puțin la șefii și la informatică. Suntem foarte apreciați. Avem pagina noastră specială, dacă vă uitați pe site-ul nostru, acolo avem Focus on Romanian Students și acolo avem o parte dintre colegii mei care deja o parte și au absolvit deja, că site-ul n-a mai fost updatat în ultimul an. Însă, foarte, chiar în prima oră de matematică, din anul întâi, cu domnul profesor Georg Struth, primul lucru care a spus când a intrat în clasă a fost câți români sunteți? Ia să ridicați mâna. Și noi am ridicat, nu știam ce se întâmpla acolo, să știți că vă iubesc, sunteți cei mai buni, cei mai bine pregătiți. Și la un moment dat ne-a dat o problemă să o rezolvăm, eu ridicasem mâna și nu mi-a spus, spune răspunsul, mi-a spus, tu ești româncă, așa-i? Și zic eu, da. Păi numai românii știu răspunsul la așa ceva. Când fiecare an întreb și numai românul știe să răspundă. O parte din colegii mei au făcut în anul 4 o materie tot cu acest domn profesor și când intra la oră le spunea bună ziua în limba română, deci pur și simplu era așa. Și m-am întâlnit și eu pe stradă cu el acum câteva zile și l-am salutat, bună ziua, bună ziua, și așa m-am simțit, să știți, tare, tare mândră că sunt româncă, că ați văzut și partidul acesta UKIP din Marea Britanie, naționalist, care s-a purtat foarte urât cu românii și cu bulgarii. Au lansat o propagandă foarte urâtă și au aruncat cu foarte mult noroi în noi și nu cred că e un lucru frumos. Însă universitatea s-a neapărat. Pur și simplu a lansat în presă un comunicat unde i-a rugat să ne lase în pace pentru că suntem foarte bine pregătiți și noi ridicăm numele universității în general. Sunt și români valoroși. Da, foarte mult și foarte muncitori. Cam toți care cunosc eu de la Sheffield, foarte muncitori și la locul lor și nu știu cum să facă să răzbească, să obțină rezultate foarte bune, să ajungă departe, copii cu vise foarte mărețe. Și nu mi se pare corect să arunci cu vorbe urâte într-un om care până la urmă îți face ție reclamă, îți aduce ție țării tale și universității tale un renume până la urmă și nu cred că este o atitudine corectă față de oameni. Tânăra hunedoreancă și-a dorit foarte mult să studieze în Anglia, pentru că știa că aici se face și practică, nu doar teorie.
La Sheffield am făcut foarte multă practică, de la A la Z. Am experimentat foarte multe. Eu pe inteligență artificială am făcut foarte multe proiecte cu roboței. În afară de meciul de fotbal cu roboții, am lucrat chiar în anul întâi cu un roboțel tot Lego, tot Mindstorm, tot în echipă, unde trebuia acesta să urmeze o linie, să urmeze o linie trasată pe podea. Trebuia să ocolească obstacole, trebuia să facă și o hartă unde să pună obstacolele identificate și să facă și fotografii ale obstacolelor. În anul 2, tot cu același roboțel, am la materia de Bio-Inspired Robotics, acolo am lucrat cu am aplicat, de fapt, niște principii din psihologie, unde trebuia roboțelul să manifeste acțiuni de dragoste, de furie, de supărare. Iar în anul 3 am luat o pauză pentru că am avut dizertația, unde tot pe robotică am făcut, însă n-am lucrat cu roboțel, am lucrat cu automatică celulară. Practic am studiat, a fost o ipoteză în biologie, că difuzia ionilor de calciu este cumva ușurată de niște proteine din tendoanele noastre, sub acțiunea forței, sub acțiunea mecanică. Iar nu se știa exact dacă distribuția și numărul acestor proteine într-adevăr ajută la difuzia lor. Iar eu, prin proiectul meu, am demonstrat că într-adevăr așa este. Am creat 5 modele de automatică celulară, printre care le-am testat cu... a fost o proiect foarte dificil, însă mi-a plăcut foarte mult. Le-am testat fiecare model de automatică. Le-am testat cu o ecuație analitică de difuzie și după aceea l-am ales pe cel mai bun, în care am incorporat principii din biologie. Practic, proteinele acelea, am adoptat o structură de dreptunghi, pentru că așa arată un tendon, este dreptunghiular, și am experimentat, am schimbat proteinele, distribuția lor pe orizontală, pe paralel, așa pe verticală, și mi-am dat seama că într-adevăr așa este. Și numărul și distribuția lor afectează difuzia ionilor de calciu. Și în anul 4, la masterat, am lucrat cu roboței NAO, cu Skyler și cu Walter, unde i-am învățat pe roboței să recunoască sunetul ca și o ființă umană. A fost un proiect de un an de zile unde am lucrat în echipă cu o prietenă dragă de-a mea și colegă, Annie Lau din Malaysia, sub coordonarea lui domnului profesor Dr. Guy Brown. Este recunoscut internațional pentru munca sa în speech and hearing. Și a fost un proiect de succes pentru că până la ne-a cerut să scriem și o lucrare științifică de cercetare pe tema aceasta și am scris-o, am și trimis-o. Acum așteptăm să vedem dacă ne va fi acceptată pentru publicare și sperăm ca proiectul să ajungă în Australia, la Brisbane și în Danemarca, domnul profesor având acolo colaborări. Și în anul 2050, peste câțiva zeci de ani, se va organiza, nu știm exact unde și cum, Cupa Mondială de Fotbal cu roboței NAO. Iar noi sperăm ca proiectelul nostru să reprezinte un procentaj așa micuț din munca depusă de ceilalți cercetători în organizarea acestei competiții. Ceea ce faceți voi acolo, ceea ce ați făcut voi acolo, deși este o practică la facultate, totuși sunt lucruri care nu au mai fost cercetate sau... Nu, toate sunt novel, sunt noi. De aceea și ne-a pus domnul profesor că, da, într-adevăr, ce este nou aici, chiar discutam la început, că s-a mai făcut, sigur că sunt foarte mulți roboți care recunosc sunetul și poate chiar mai bine decât ce am făcut noi cu NAO, pentru că am avut un timp foarte scurt și am fost două fete, am avut și alte materii pe lângă asta. Însă, noi am făcut și am încercat să cartografiem sunetul cu imaginea sursei de sunet și l-am ajutat pe roboțel să învețe să recunoască sunetul vizual. Am făcut învățare vizuală, care nu s-a mai făcut până acum.
Crezi că mai devreme de 2050 vom avea roboței care să ne ajute la lucrurile din casă sau, nu știu, la diverse lucruri? Da, deci sigur, sunt deja foarte mulți în America. Și dar nu sunt foarte accesibili pe piață încă. Nu, prețul este foarte ridicat din cauza că este o industrie limitată și este o industrie și o știință nouă până la urmă. Însă în Japonia și în America, în mod special, sunt tot felul de roboței care lucrează și la fermă, făceau curățenie și sunt foarte mulți, acum ați văzut poate dronele acestea de supraveghere, care drone militare, sunt roboței, unul care este folosit de universitatea noastră, roboțelul Paro, este de fapt o focă. Și acest roboțel Paro este animal de companie, practic, pentru vârstnicii din azile. Iar noi îl ducem acolo și încercăm să vedem cum interacționează oamenii cu un astfel de robot, dacă le place, dacă așa. Și să știți că, surprinzător, oamenii vârstnici s-au atașat de roboțel foarte mult și mereu întreabă unde este Paro. Chiar și roboței Nao, care am lucrat eu, sunt autonomi, dansează, fac tot, spun și glume, au personalități așa diferite. Însă, da, într-adevăr, nu sunt accesibili deloc, prețurile sunt foarte ridicate. Un roboțel Nao, cred că este cel mai ieftin dintre roboței autonomi, costul se ridică la 9.000 de lire sterline. Roboțelul Zeno, care îl avem, sunt doar doi în lume, este unul în America și unul la noi în Sheffield, care la fel este foarte, foarte scump. Unul dintre proiectele cu care se mândrește tânăra din Hunedoara este cel de monitorizare a trenurilor de marfă care traversează subteranul Londrei pe o distanță de circa 80 de kilometri. A fost prima dată când am lucrat pentru o firmă reală. Am avut un client de la firma Costain Group de la Londra, de o firmă care se ocupă cu construcțiile civile. Și acolo noi a trebuit să implementăm, de fapt, un website care, de fapt, era și un GPS ultramodern, pentru că sistemul nostru trebuia să urmărească în permanență trenurile din subteranul Londrei, niște mărfare, pentru că acestea se deplasează de la centru la sud și de la est la vest, pe o rază de 80 de kilometri, parcă, dacă rețin bine minte. Și sunt senzori pe tunel care comunică cu sistemul. Iar noi trebuia să despunem o imagine a tunelului cu trenul care se deplasa în real time. Trebuia să punem acolo informații despre cel care îl conducea, trenul, ce fel de marfă transporta, unde anume se afla în tunel. Și, nu știu, mi se pare că, da, am avut mai multe tipuri de utilizatori, am avut vizitatori, cei care numai se uitau la sistem și nu aveau voie să editeze absolut nimic. Am avut angajații, un angajat putea să intre pe sistem și să-și schimbe numele sau adresa sau doar acea parte din sistem era accesibil și desigur imaginea cu trenul care se deplasa și administratorul care putea să modifice absolut orice pe sistem. Este funcțional proiectul respectiv? Da, este funcțional. Va fi proiectul în sine va fi terminat în 2018. Acum, după terminarea facultății, Laura va începe serviciul la o firmă din Marea Britanie. Parte urmează să încep serviciul în 27 iulie la firma PSG Franchising de lângă Sheffield ca și software developer, unde mă voi ocupa de implementarea de sisteme interne, platforme interne pentru avocați și notari. Sunt deja, nu știu, 4 sau 5 proiecte pe care în curs și sper să mă descurc, să-mi placă. Vrei să continui mai departe și cu studiile la un moment dat, cu doctorat în domeniu sau? Mi-ar plăcea foarte mult, de altfel am și obținut un astfel de proiect oferit de doamna profesoră Eleni Vasilaki, un specialist în neuroștiință computațională de la Sheffield. A fost un proiect care se ocupa, avea în vedere cum se produc de fapt erorile în creierul uman, de ce atunci când trebuie să facem ceva, de fapt facem altceva. Este un proiect
care incorpora învățare artificială și era în parteneriat cu Universitatea Sapienza din Roma și cu domnul profesor Stefano Ferraina, care a elaborat de curând o teoremă importantă în inteligența artificială legată de învățarea animalelor. Însă, din cauza că am fost foarte ocupată foarte mult, mai ales în ultimele luni, cu foarte multe proiecte și am fost și foarte obosită psihic, am considerat că cel mai bine este să iau o pauză, să mă duc să fac așa puțin experiență în industrie, să văd ce înseamnă altceva, pentru că de ani de zile sunt în învățământ și în școală și acum vreau să fiu puțin și pe cont propriu, să văd ce înseamnă să fiu un angajat, ce responsabilități include și după aceea, peste câțiva ani, probabil să mă întorc să fac acest proiect cu doamna Vasilachi, care mi-a spus că mă așteaptă oricând cu brațele deschise și i-a plăcea tare mult să fiu studenta ei la doctorat. Ți-ar plăcea să faci niște proiecte pe inteligență artificială și în România? Mi-ar plăcea foarte mult. Am o prietenă, de altfel, psiholog, Denisa, care de ceva vreme tot îmi spune: uite, Laura, sunt niște proiecte, unul la Cluj și încă unul, nu mai țin exact, mi se pare că la Arad, pentru că ea lucrează la Arad cu copiii bolnavi de autism. Și mi-a spus că sunt proiectele acestea care, de fapt, sunt roboței care lucrează cu copiii autiști. Și m-a întrebat: nu te tentează, nu vrei să faci? Și zic: ba da, îmi doresc foarte mult să fac lucrul acesta, însă nu acum. Vreau acum să iau puțină pauză de la roboței mei, să mă ocup de software development, să fac altceva, însă cu mare, mare drag revin acolo, pentru că îmi place foarte mult și am văzut, am un coleg care a lucrat cu NAO, de fapt, cu roboțelul, cu Skyler, a lucrat cu copiii cu autism, le-a predat o lecție de astronomie, iar copiii erau foarte încântați, le-au preferat pe roboțel față de învățătorul uman. Ai făcut și tot felul de acțiuni de voluntariat. Da, mi-am dorit să ajut oamenii foarte mult și am încercat să-i ajut în atât cât am putut. Foarte puțin, de altfel. Am vândut gogoși pentru copiii bolnavi de cancer de la spitalul din Sheffield din anul 2. Am ajutat-o pe o colegă de la Departamentul de Limbi Străine cu traduceri din limba română-spaniolă pentru victimele traficului de carne vie din România și Spania. Colegii mei au un proiect foarte frumos care le ajută pe aceste doamne să înceapă practic o viață nouă, le învață cum să confecționeze bijuterii de mână, cum să-și vândă bijuteriile practic și să-și inițieze propria lor afacere. Iar în ultimul an am lucrat și pentru Talking Heads, o firmă de traduceri, unde am tradus pentru un caz la curte cu o familie romă care își pierduse copiii și mi-a plăcut tare mult să pot să ajut, să pot să fac ceva frumos pentru ei și îmi doresc foarte mult să revin în România cu proiecte care să ajute și să arate oamenilor că se poate puțin și altfel. Thank you.